Certificatul verde COVID-19 ar putea deveni obligatoriu pentru angajații din sănătate din România, atât din sistemul public, cât și din cel privat, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Sănătății. Angajații din domeniul sanitar care refuză să prezinte documentul digital vor fi suspendați din activitate. Despre vaccinarea împotriva COVID-19 în rândul cadrelor medicale, dar și în rândul publicului larg al românilor sceptici, despre riscul de a se îmbolnăvi de COVID-19 și de a face forme extrem de grave, explică dr. Simin Aisel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș București și medic infecționist. Există și o categorie din rândul personalului medical care nu s-a vaccinat împotriva COVID-19 și știți că există acum discuții legate de certificatul verde. Sunt sindicatele care spun că nu ar trebui personalul medical obligat să se vaccineze. Ce părere aveți despre toată această discuție? Deci, părerea mea este că sunt două lucruri complet diferite. Deci, una este partea sindicalistă, să spunem, în care, pe bună dreptate, se apără niște drepturi și niște drepturi dobândite sau alte tipuri de avantaje pentru personalul medical, pe când vaccinarea este o problemă de sănătate publică, nu are legătură cu vreun sindicat. Deci, din acest punct de vedere, cred eu că ar trebui privită problema. Una este vaccinarea ca și problemă de sănătate publică în plină pandemie și mai ales când implică oamenii care au direct contact cu această pandemie, adică personal medical. Și alta este o problemă de drepturi și libertăți susținute și apărate de sindicat. Deci sunt două lucruri complet diferite. Tocmai meseria, profesia, vocația de medic, de asistent, de infirmieră, este cea care ar trebui să determine tot personalul medical să se vaccineze și să recomande vaccinarea tuturor celor din jur. Asta e profesia pe care ne-am ales-o, apărarea sănătății și tratarea oamenilor. Restul cu drepturile și libertățile, da, sunt adevărate și sindicatul își are utilitatea lui, dar când sunt probleme legate de acest aspect și nu de sănătate publică. Deci sunt două lucruri complet diferite care nu ar trebui confundate de către nimeni, cu atât mai puțin de personal medical, și care ar trebui tratate ca atare. Deci da, e normal ca personalul medical să se vaccineze în totalitate și în momentul în care certificatul de vaccinare este cerut pentru cei care călătoresc, pentru cei care intră în locurile închise, în încăperi închise, în restaurante, în tot felul de locuri, atunci mi s-ar părea un nonsens să nu se ceară personalului medical același lucru, când intră în cele mai riscante locuri, în spitale. Deci, cu alte cuvinte, și în spital, accesul personalului medical ar trebui să se facă dacă este vaccinat? Cam așa ar trebui. Asta trecând peste faptul că eu susțin că o atitudine responsabilă a fiecăruia dintre noi, din cei din personalul medical, ar fi trebuit să determine această vaccinare cu mult înainte de orice obligativitate. Noi ar trebui să fim cei care recomandăm mai departe vaccinarea, nu cei care protestăm împotriva acestei recomandări, deci este un nonsens din punctul meu de vedere. E chiar un nonsens. Bineînțeles, aici există excepții. Excepții sunt cei cu alergii severe, cu probleme anterioare, dar acestea sunt cazuri punctuale și foarte puține. Deci nu se poate face o regulă din asta. În schimb, să consider vaccinarea obligatorie ca fiind o încălcare a libertăților în plină pandemie cu problemă de sănătate publică gravă, asta este un nonsens. Iar în spitalul Victor Babeș, cât la sută din personalul medical este vaccinat împotriva COVID-19? Noi cred că suntem aproape de 90% la vaccinare. De ce nu suntem 100%? Pentru că o parte din cei care nu s-au vaccinat în prima parte a anului s-au îmbolnăvit pe parcurs și au tot făcut așa, câte unul, câte doi, câte trei, au trecut prin boală și se vor vaccina și ei după ce termină cu perioada de la episodul acut. Și ceea ce este foarte important este că o mare parte din noi deja s-a vaccinat, începând de ieri, cu doza 3. Deci noi suntem undeva pe la 90% cu vaccinarea și se menține aceeași stratificare, cei mai mulți dintre doctori, doamnele asistente un pic mai puțin, doamnele infirmiere și mai puțin.
dar sperăm să îi convingem pe toți într-un final. Ce mesaj veți transmite autorităților în perioada următoare pentru a ajuta sistemul medical care deja se află într-un mare impas? Și bineînțeles, ce mesaj aveți pentru populație să dea o mână de ajutor în a frâna, așa cum spuneați, acest fulminant val 4? Din punct de vedere al mesajului către autorități, nu știu ce aș putea să spun. Nu cred că există recomandare pe care aș putea să o dau acum mai mult decât ce s-a făcut până acum. Eu, cunoscând din miezul problemei aceste lucruri, deci chiar lucrurile au fost desfășurate pe toate planurile, în ciuda părerilor unora că n-au făcut, n-au dres, n-a fost suficient, a fost arhisuficient, mai ales comparativ cu alte țări, unde lucrurile s-au desfășurat cu aceleași recomandări, dar efectul a fost mult mai bun. Probabil că este vorba și de cel de-al doilea dintr-un dialog, și anume concetățenii noștri. Da? Iar celor care încă nu s-au vaccinat din populația României, i-aș ruga să se mai gândească o dată atât la ei cât și la cei din jurul lor. Pentru că nu știe nimeni ce formă de boală va face și nu știe nimeni dacă rudele lui mai în vârstă vor supraviețui sau nu dacă ajung să fie infectați de către propria lor familie. Deci lucrurile sunt foarte dure în acest domeniu și, din păcate, am văzut foarte multe familii care și-au plâns membrii nevaccinați pe care i-au infectat cei mai tineri. Plus familii tinere care și-au pierdut tații sau mamele pentru că nu erau vaccinați și pentru că, în ciuda faptului că nu aveau factor de risc, au făcut o formă gravă de boală și au decedat. Deci le-aș transmite să se gândească la toate aceste cazuri și, chiar dacă nu conștientizează riscul de a dispărea, măcar să conștientizeze riscul de a rămâne cu complicații severe și de lungă durată respiratorii după o boală, după care să zicem că ar supraviețui. Sunt multe cazuri de oameni care rămân cu fibroze pulmonare, cu insuficiență respiratorie și care nu mai pot să facă niciun fel de efort fizic important, cum făceau până la momentul îmbolnăvirii. Acești oameni sunt practic oameni care rămân cu un handicap pe lungă durată, dacă nu toată viața. Oameni tineri. De ce se expun acestui risc? Când riscul de a te îmbolnăvi sau riscul de a se întâmpla ceva după vaccin este mult, infinit mai mult decât riscul de a face ceva grav prin boală? Să pună în balanță aceste riscuri și, în mod sigur, dacă reușesc să privească obiectiv această balanță între risc și beneficiu la vaccinare, vor alege beneficiul. În ceea ce privește această categorie de pacienți care rămân cu dizabilități post-COVID, din toți cei care v-au trecut prin mână sau care au ajuns la spitalul în care lucrați, care este proporția acestor pacienți? Nu cred că am calculat deocamdată statistic, dar cred că există măcar un sfert dintre ei care rămân cu aceste probleme. Măcar un sfert rămân cu aceste probleme, mai grave sau mai puțin grave, dar de lungă durată. Cel mai frecvent se plâng de o astenie fizică importantă care durează luni de zile după boală. Și alții rămân de-a dreptul cu fibroze pulmonare, pe care trebuie să și le supravegheze și să le menajeze și să le trateze mulți ani de acum încolo. Și e vorba de oameni relativ tineri, oameni de 50 de ani, oameni de 60 de ani, oameni activi, la care condiția fizică este un factor important în viața lor profesională și familială. Deci toate aceste lucruri puteau fi evitate. Puteau fi evitate și pentru noi, ca doctor și pentru mine, ca medic cu 30 de ani de experiență, sunt de-a dreptul stupefiante. Deci cum poți să alegi? Să alegi riscul de a te îmbolnăvi și de a face aceste lucruri extrem de grave în beneficiul, în detrimentul vaccinării. Deci este un lucru de neconceput. Și în plus, toți cei care ne aflăm acum la vârsta adultă, să spunem, am fost vaccinați în copilărie, cu toate acele vaccinuri ale copilăriei. Și acele vaccinuri ne-au permis să creștem și să ajungem unde ne aflăm acum, ca și oameni. Pentru că dacă nu am fi fost vaccinați, am fi rămas cu acele probleme datorate acelor boli ale copilăriei. Și vorbesc aici de difterie, tuse convulsivă, poliomielită, da? Tetanus, hepatită B, tuberculoză. Da? Deci toate aceste lucruri s-ar fi manifestat ca boli
cel mai frecvent în prima parte a vieții noastre și am fi rămas cu problemele datorate acestor boli. Am ajuns până acum liber de aceste boli datorită vaccinurilor. Este o nouă etapă în care trebuie din nou să ne vaccinăm pentru a preveni această boală, acest virus nou. Pentru noi ca medici, mai ales infecționiști și epidemiologi, virusologi, microbiologi, lucrurile astea sunt absolut logice și încercăm să le explicăm tuturor din jurul nostru și este destul de ciudat când, dincolo de faptul că, să zicem, lumea nu înțelege niște argumente medicale pe care încercăm totuși să le clarificăm cât putem de bine, există și o rea voință absolut evidentă de parcă, nu știu, să spunem așa mai direct, parcă le-am vrea rău. De ce să le vrem rău? Deci practicăm de zeci de ani medicina, deci n-am făcut medicina ca să omorâm pe cineva, deci este exclus. Da, e ciudat.